Apropo de produsele care nu trebuie aduse, știu că există deja telefoane, smartphone-uri, așa zice, smartphone-uri care costă de la 50 de lei, 99 de lei, 100 de lei, până la foarte, foarte scumpe. Cum decideți pe care vreți să le puneți spre vânzare și care nu intră în oferta eMAG? În funcție de ce factori decideți acest lucru? Evident că ținem foarte mult la calitate și la ceea ce oferim clienților noștri. Pentru că dacă avem o problemă cu un produs vândut pe platformă, el se întoarce la noi în Și serviciu, pierdeți automat. în serviciul nostru. Colegii care fac oferta sunt foarte atenți la calitate și la ce oferă, ce valoare poate să aducă acel produs. Evident că există o gamă largă de produse, de la low, medium și high. Dar fiecare dintre ele trebuie să încadreze în acest. La un smartphone, de exemplu, la ce vă uitați? Pentru că cele ieftine se presupune că sunt și proaste în accepția generală sau greșită a Nu, românilor. nu, nu aș spune că sunt proaste. Mai degrabă aș spune că sunt niște specificații făcute care să fie accesibile unei mase mai largi. Sunt produse care sunt adaptate piețelor cu specificații, să spunem, care să le facă disponibile la un preț atrăgător. Ok. Să zicem că eu sunt un SRL, Goagă Retail SRL și produc în România smartphone-uri sau tablete. Și vreau să încep un parteneriat cu eMAG și am următorul produs, bandana care se conectează wireless la nu știu ce, este un wearable. Vin către eMAG. Cum decurg negocierile între Goagă SRL și eMAG? Îl La ce vă întrebăm uitați? dacă produsul cum a fost produs, unde a fost produs, ce standarde de În China. calitate, da? Toate sunt în China. Toate se produc în China. Dar asta nu înseamnă că produsele din China au un sens peiorativ în ele. Toate produsele, inclusiv iPhone-ul de 600 de euro, e produs în China. Întrebăm producătorul de standarde, în unele cazuri le și testăm noi intern înainte de a le pune în vânzare. Inclusiv eu m-am jucat cu fel de gadgeturi pe care le-am folosit, Având background tehnic, presupun eu, și de montaj și... având background tehnic și inclinația în a folosi gadgeturile pe care munca mă ia mai nou acest timp îmi ia din timpul pe care îl acordam gadgetului. Asta nu înseamnă că nu le folosim, chiar și În mod... intern. Avem în grup cu noi o firmă de service, de Panero. Ei ne transmit un feedback în real time despre ce se întâmplă cu produsele noastre. Dacă există un grad mai mare de reîntoarcere pentru anumite produse. Cam care este gradul acceptat de reîntoarcere? Cam ce pondere? E sub procentual acest grad. Adică pe limba română. Adică sub 1%. Sub 1% Da, da, din... da, da. Ok. Dar depinde din nou de perioadele de timp în care discutăm. Dar având de Panero alături de noi, ei ne pot transmite în timp real dacă anumite produse se reîntorc. Asta ne, la rândul nostru, ne permite să ne întoarcem către producător, către Goagă SRL și spunem: avem o problemă de calitate, o rezolvi, există o problemă cu un lot, rezolvă, până atunci Sau produsele nu mai sunt cam la cât vânzare. ar